Pe Valentin Iordănescu l-am descoperit la Târgoviște cu uimirea unui copil ce redescoperă gustul lui tată al cireșelor furate în copilărie. E un om de o modestie exemplară, care vorbește cel mai bine în și prin culoare, dar care nu pregetă să aibă tot timpul verbul la el și să-l folosească de câte ori are ocazia cu revolta unui cavaler rătăcitor. Căci un artist, mai înainte de a reproduce, contemplă. Contemplă timp îndelungat, contemplă cu smerenie natura care îl înconjoară, viața care se agită în jurul și din care el face parte cu tot sufletul și tot trupul lui. Asta spunea Nicolae Tonița în urmă cu aproape 100 de ani. Și aceeași credință am regăsit-o și acum în sufletul altui artist, Valentin Iordănescu. Agenția de cultură ajunge în casa atelier, de fapt în atelierul pictorului și graficianului Valentin Iordănescu, în descoperirea valorii în artă. Domnule Valentin Iordănescu, o primă întrebare. Când ați început să pictați, să creați, să desenați? În primul rând, fiți bineveniți în casa mea, în atelierul meu, de fapt. Pentru că, personal, este prima situație în care personal am un atelier care, din întâmplare, este folosit și ca locuință. Despre desen, ce aș putea să vă spun? Este acel talent pe care mi l-a dat Dumnezeu din voința Lui și pe care eu încă de la 5 ani am început să-l dezgrop și am încercat să-l înmulțesc. Pentru că de la 5 ani am început să desenez cu mintea unui copil și încetul cu încetul, datorită unei întâmplări fericite prin care am fost pus față în față cu acest mare maestru care e Mihai Șerbănescu, am început să lucrez sistematic cam după în perioada anilor 1985, când încetul cu încetul am început să înțeleg adevărata valoare și forța desenului, când efectiv am început să lucrez pe zonele în demolare ale orașului Târgoviște. Cam după în 1960 mi-am descoperit talentul și abia din 1985 am început să lucrez efectiv. La început a fost ca o joacă. Desenam acele celebre mașini Popeda. Eram foarte încântat să desenez mașini Popeda și încetul cu încetul, în timpul școlii, am descoperit că aveam o predilecție către desen. Era un dat de la Dumnezeu pe care l-am descoperit încetul cu încetul. În liceu aveam o profesoară de desen care a descoperit faptul că exista o sămânță în mine pe care trebuia să o ud, să o cultiv. Și întâmplarea a făcut ca, în timp ce eram la facultatea din București, la drept, culmea, să-l cunosc pe regretatul Petrașchievici, care, fiind la un pahar de cocârț, în casa unei Cornelia din București, am numit lui, fac o paranteză, cocârțul nu era altceva, spre uimirea mea, decât niște alcool rafinat, stins cu apă, turnat peste zahăr, încins într-o tigaie, într-un vas, și făceau cocârți. Și am avut ocazia să-l cunosc pe Petrașchievici, și care, după vreo trei cocârțuri de astea, mi-a pus în mână un creion și o hârtie și mi-a zis: dacă tu știi să desenezi, hașurează. De la cea mai puternică hașură la cea mai fină hașură. Nu m-a pus să desenez, să fac altceva decât să hașurez. Am hașurat în câteva minute și acela a fost un imbold pentru mine ca să pornesc mai departe cu desenul, pentru că din perioada respectivă am reușit să încep tehnica portretului, pentru că la vremea respectivă făceam naveta la Târgoviște. Mi-am exersat tehnica portretului prin desene în tuș executate cu mare viteză în tren. Acolo am găsit și am început seria lucrărilor intitulate Compartimentul de clasa a doua.
compartimentul. E aproape ca, ca o novelă, ca un roman. Exact. Practic era o exprimare în desen sau exprimarea trăirilor. Am descoperit valențele a ceea ce eu am numit compartimentul clasa a doua, pentru că viața în sine se desfășura la acel nivel al compartimentului clasa a doua, în care prindeam cele mai sordide aspecte ale vieții, așa cum era ea în realitate, nu spoită de lozinci, nu înfrumusețată de anumite nevoi sociale, ci viața în sine, așa cum era. Și așa am desenat cercetori, așa am desenat oameni aflați la limita de jos a societății, copii părăsiți. Așa am reușit să prind niște aspecte ale vieții așa cum era ea, nici de cum înflorită cu celălalt. Aceste crochiuri le-ați expus atunci? Ați avut unde? Aceste desene. Aceste desene, singura dată când le-am expus ca atare, a fost la Pietroșița, când la vremea respectivă părinții mei erau foarte buni prieteni cu Mircea Horia Simionescu. Și Mircea Horia Simionescu avea obiceiul să intre în curte la noi ca să gâdile porcii pe burtă. Nu este o glumă. Efectiv, venea cu fiica sa și aveam o scroafă cu mai mulți purcei mici și veneau să se joace cu purcei. Și el observase că eu desenez, observase că sculptam la vremea respectivă, urmasem cursurile Școlii Populare de Artă la vremea aceea și sculptam. Îmi plăcea foarte mult să sculptez în lemn. Și i-am arătat niște desene. Tata era foarte, Dumnezeu să-l odihnească, era foarte neîncrezător. Ce înseamnă arta? Asta e mâzgăleală, îți pierzi timp. Și a rămas foarte uimit când a văzut că un desen din ciclu compartimentului clasa a doua era prețuit la valoarea a două căruțe de lemn. A fost momentul cheie în care tata a realizat că arta putea eventual să fie producătoare de venituri. Să aducă și bani. Și în mintea lui de om simplu, dar care era de o verticalitate și de o demnitate pe care mi le-a transmis, a realizat că se putea face ceva concret. Și de atunci a devenit partizanul meu. Puteam să mă sui pe coama casei cu barda în mână și să sculptez ce mă tăia capul, pentru că nimeni nu mai zicea nimic din momentul acela. A realizat că, într-adevăr, era o chestiune serioasă. Prima lucrare vândută, prețuită, spuneți că a fost un desen la valoarea două căruțe. La valoarea două căruțe. Ați reușit să-l materializați sau a fost doar o... Nu, am reușit să materializez o schiță pentru prima dată. Cine v-a dat acest preț pe desen? Mircea Horia Simionescu la vremea. Dar uluitor a fost că odată când aveam mare nevoie de pantofi, nu mai aveam pantofi, efectiv aveam toți pantofii cu tălpile rupte, crăpate, vai de mama lor. Și aveam un prieten, domnul Paul, ziceam eu, care era copil de foști boieri din Câmpul Lung. Și omul acesta, care avea o cultură extraordinar de vastă și călătorise în toată lumea, fac o paranteză, iar sora lui era șefa echivalentului UAP-ului Uniunii Artiștilor Plastici în Nicaragua, și omul acela a venit și a cumpărat portretul lui Gică. Gică era un unic al meu. Portretul lui Gică cu 700 de lei, ceea ce era o sumă foarte consistentă. Am reușit să-mi iau două perii de pantofi la 360 de lei, cum erau pantofii la vremea aia, cu talpă EPA. Era o chestie nemaipomenită să ai pantofi cu talpă EPA. Și am reușit într-un desen, și desenul acesta are o parte amuzantă, pentru că Gică era un personaj de roman, ca și Tanța, ca mătușa mea, personaje de altfel de roman. Aveau foarte multe în comun cu personajul lui Marin Preda. Și mi-aduc aminte că l-am desenat, lui îi dăruiam țuica pe care eu ca jurist o primeam pentru consultații juridice, nu pe bani, ci pe țuică. Și eu, neavând ce face cu țuica, pentru că nu consumam alcool, eu dăruiam lui Gică. Ca să stea. Și l-am desenat într-o zi în tuș și a fost absolut uluitor a fost personajul acesta, pentru că în momentul în care i-am arătat desenul, s-a uitat și s-a uitat lui la desen și zice, extraordinar! N-am știut niciodată că seamăn cu George Enescu. Pentru mine a fost o chestie absolut totală.
Și într-adevăr semăna cu George Ionescu. Am rămas uluit că în sinea lui avea o sămânță de adevăr și de spirit de observație care îi permitea lui să facă această comparație cu George. Habar n-aveam că în mintea lui exista George Ionescu ca atar. Iată, deci arta poate aduce și bani. Ajungem la condiția artistului în momentul de față, dar și raportat la vremurile anterioare. Este mai prețuit artistul? Nu. În momentul de față? Nu. Sau atunci, față de atunci? Care este condiția? Condiția în momentul de față s-a schimbat cu desăvârșire. Am observat fenomenul, deci paradoxal, și eu nu sunt un apologet al comunismului, dar paradoxal, la vremea respectivă se acorda o atenție, chiar dacă era acea cântare a României la nivel global. Nu era doar o atenție formală, era și... Sub nicio formă nu era o atenție formală. Artistul avea un loc bine determinat în societate. Arta era artă. Observați că marile realizări artistice, culmea, se situează undeva, fie în perioada interbelică, fie după perioada interbelică, chiar dacă avea conotația acelei arte grandioase, monumentale. Totuși, după părerea mea, observați că în momentul de față, datorită interesului financiar specific unui segment de societate, specific capitalismului, unde interesul financiar primează, arta și-a pierdut din... și condiția artistului și-a pierdut din adevărata valoare. Eu personal nu pictez și nu desenez sub incidența banilor. Deci nu mă interesează. Atunci care e resortul intim? Ce vă... Frumos. Mână în desăvârșirea asta a lucrărilor? Frumosul este singurul resort care mă împinge din spate. Pentru că eu nu mă pot compara sub nicio formă cu adevărații artiști. Eu sunt un diletant care încerc să nu trec nepăsător pe lângă ceea ce a lăsat Dumnezeu frumos și benefic. Mi-aduc aminte și vorbesc cu toată seriozitatea, mi-aduc aminte că am avut tăria de caracter într-o dimineață în care eram chemat de urgență la o ședință de birou executiv acolo unde lucram. Am lăsat deoparte tot ce însemna interesul unei ședințe și a unor hotărâri care se luau acolo, pentru că am văzut răsăritul de soare. Și am zis că răsăritul de soare e mult mai important decât o nenorocită de ședință. Cum se împacă în sufletul dumneavoastră această pornire către artă, acest bucium, acest freamăt, acest vâc care nu vă lasă și vă duce spre lucrări, spre vă împinge să pictați, să creați, să creionați, să faceți grafică, cu partea realistă, cu partea pragmatică? Pentru că poate sunteți printre, să spunem, cei fericiți artiști care au un job, o slujbă și reușiți să faceți pictură, cred, fără a avea nevoie de supraviețuire, de a supraviețui prin artă, prin vânzare. Este foarte adevărat că, datorită conjuncturii, eu am o meserie. Meseria care îmi permite să trăiesc decent. Ca să nu mâniesc pe Dumnezeu, eu trăiesc decent. Numai că, ce am observat, există o anumită prostituție în artă. Și iertați-mi cuvântul dur, dar am observat colecționari de artă, cu care eu am încetat orice colaborare, care aveau talentul de negustor să prindă la înghesuială artiști, mari artiști. Vorbesc de mine. Vorbesc de iconarul. În momentul de față, cred că dau dovadă de o pierdere de memorie. Cel care era mare iconar din Șotânga, o să-mi revin imediat și o să-mi aduc aminte numele lui, căruia îi se cumpărau lucrările pe nimica toată și care erau revândute de către colecționari în ghilimele, de către negustorii ai artei, cu prețuri foarte mari. Vorbim de Adrian Pancu. Adrian Pancu. Regretatul Adrian Pancu, vă mulțumesc pentru că mi-ați adus aminte de chestia asta. Aveam un noapte în cap în secunda aceasta. Adrian Pancu, care era un om de un suflet și de o frumusețe
extraordinară, vorbesc din punct de vedere sufletesc, el era foarte clar folosit de către cei care aveau obiceiul să cumpere lucrările lui pe prețuri absolut derizorii. Și m-a durut sufletul și când am sesizat că se întâmpla același lucru, vă dau un exemplu, am avut o perioadă în care am trecut prin greutăți materiale foarte mari, pentru că îmi asumam răspunderi care îmi depășeau posibilitățile financiare și atunci întotdeauna împărțeam banii celorlalți și eu mă trezeam că nu mai aveam nici bani de pâine. Și am avut un moment, o astfel de moment în care l-am prins pe poetul de mare forță, Ion Iancu Vale, căruia îi promisesem să-i fac portretul. L-am desenat, am lăsat baltă în ziua aceea, orice proces nu mai m-a interesat judecătoria în ziua respectivă, pentru că l-am surprins pe Nicu Iancu plângând, pe Ion Iancu Vale plângând, îi murise soția noaptea aceea. Și atunci am realizat că era un moment de o uriașă tensiune sufletească și am făcut o lucrare de excepție. Această lucrare am prezentat-o o singură dată într-o expoziție și patronul care era proprietarul galeriei îmi împrumutase cu ceva timp în urmă 1,5 milioane. Era o sumă nici mare, nici mică, era la mintea mea de acum era o sumă absolut derizorie, dar care mi-a permis într-adevăr să mă întrețin cele câteva zile care mai durau până când făceam rost de bani. Și spre uimirea mea a refuzat să în ziua în care m-am dus să-i dau banii, încă lucrările erau pe pereți, pe simeze, și a zis nu, nu am nevoie de banii tăi, o să iau ce lucrare vreau eu din expoziție. Și m-a durut sufletul, pentru că eu fiind corect educat să-mi respect cuvântul, eu venisem să-i dau banii absolut cinstit și să-i mulțumesc pentru că mă împrumutase și mă scăpase de un moment din acesta critic, a luat această lucrare cu Ion Iancu Vale. N-am înțeles cum a făcut echivalența între ce îmi împrumutase și valoarea lucrării, pentru că valoarea lucrării nu se putea exprima în bani. Eu nici în cap nu trecuse vreodată să evaluez lucrarea în bani și să zic, băi, lucrarea asta face 1,5 milioane sau 15 milioane sau 150 de milioane, nu mă interesează. Deci a fost o prostituție forțată, exact. Să zic o așa, prostituție forțată care m-a învățat Valentin Iordănescu. Exact. Dar v-ați mai prostituat, nu? Cu ghilimele de rigoare de atunci? Sub nicio formă am refuzat cu desăvârșire, indiferent de suma care mi-a fost oferită, pentru că le-am explicat că banii sunt niște simple hârtii vopsite, chiar așa le consider și acum, niște simple hârtii vopsite, care te fac să rezolvi o problemă singulară, dar care îți scot din patrimoniul sufletului tău lucrarea. Lucrarea care este o expresie a ceea ce ți-a dat ție bun și frumos Dumnezeu în suflet. Și atunci nu găsesc necesar să tocmesc și să transform în bani ceea ce mi-a dat Dumnezeu din belșugul sufletului lui, mi-a dat mie. Și atunci, ce fac? Fac o negustorie. Îl vând pe Dumnezeu la bucată, la pânză, la pensulă. Nu, prefer să nu câștig bani, pur și simplu. Eu am o vorbă pe care o folosesc foarte des în relațiile mele cu negustorii de artă, care vin să înceară lucrări. Și spun, prefer să nu iau bani de la dumneata și să le vândă copiii mei poțui, că e treaba lor ce fac. Dar știu că le las din tot sufletul copiilor mei și celor care prețuiesc într-adevăr lucrurile. Și atunci care mai este condiția unui artist în România de astăzi? Mai poate supraviețui prin propria sa artă? Nu. Din punctul meu de vedere, condiția artistului este subordonată acestei prostituții. Pentru că veți observa că pe piață sunt lucrări, am rămas absolut uluit când am constatat noile metode de pictură. Vorbesc de pictură care uluitor este cea mai clar vandabilă în România în momentul de față. Am rămas uimit când am auzit că există metode de proiectare a imaginii pe pânză. Ei fixează elementele definitorii ale peisajului respectiv și pe urmă pictează folosind acea proiecție. Eu rămân absolut șocat, aia nu e pictură. Cunosc oameni care s-au îmbogățit în pictura de gang, o pictură elevată, dar care tot pictură, tot chici rămâne, chiar dacă este un chici elevat, pentru că atâta vreme cât nu simți culoarea, căldura aerului, albastru cerului, respirația pământului, respirația ierbii, aerul e pictură.
Dacă nu simți toate lucrurile acestea, să simți frigul. Și o să vă arăt o lucrare care făcută în noiembrie, dar am tremurat cu Mihai Șerbănescu, ca doi, ca să fiu sincer, oamenii se cruceau, opreau mașinile, era un frig groaznic, noi pictam la Doicești, eu într-un curent total eram înfășurat și râs înfășurat și făcusem prostia să îmi las izmenele acasă. Nu e un cuvânt de rușine. Când plec la pictură și Mihai știe această regulă, ne îmbrăcăm precum roboții și cu toate acestea îngheță în lemn. Și erau oamenii uimiți că noi stăteam în curentul acela și mi-aduc aminte că cineva s-a oprit și a zis, nu vine lucrarea? Nu. Păi din ce trăiești? Mă, la biserică. Eventual capăt la poarta bisericii, dar lucrarea nu ți-o dau. În momentul de față, paradoxul este că adevărata pictură nu este niciodată plătită la adevărata valoare, dacă există o valoare, eu mă îndoiesc că există o valoare care să fie tradusă în ron. Și culmea este că oamenii, pornind de la manele, manele există și în domeniul picturii. Niște manele care sunt de data asta puse pe pânză, dacă vreți așa. Să le traducem, să transpunem pe pânză manelele care au obturat gândirea și evoluția normală a spiritului uman. De ce s-a ajuns aici? Nu mai există modele? Nu mai există modele. Observați, la nivelul mass media, modelele sunt de o lipsă de consistență totală. De o lipsă de consistență totală care le permite să existe pe moment, dar care nu sunt niște valori perene. Mă doare sufletul și foarte clar spun, când s-a luat galeria de artă de aici din Târgoviște, s-a retezat posibilitatea ca un om ca Mihai Șerbănescu, care este un mare artist, să aibă posibilitatea să educe mai departe oamenii asupra ceea ce înseamnă frumosul în sine, așa cum este lăsat de la Dumnezeu. Și nu este de uitat faptul că la un moment dat am organizat Mihai Șerbănescu a organizat o expoziție Artă și Chici, am trasat o linie galbenă foarte intensă între zona în care era expus chiciu și zona în care era expusă arta, ceea ce numeam noi autentic, și am rămas absolut șocați când foarte mulți oameni se duceau în zona din stânga, spre zona chiciului, pentru că acolo zona chiciului corespundea nivelului lor mental pe momentul acela. Departe de mine gândul să râd că oamenii nu erau educați. Societatea era cea care îi aducea în zona chiciului, pentru că valorile care sunt în momentul de față promovate sunt valorile chiciului, nu valorile perene. Cine a viciat această virare spre stânga? Ce șanse mai are un artist acum să ajungă a fi recunoscut prin propria sa valoare și la adevărata sa valoare? După părerea mea, există o șansă reală. Pentru că tot ce am vorbit până acum face parte din acea parte neagră a spiritului uman. Pentru că există o astfel de parte neagră. Dar să nu uităm că simultan cu existența acestei zone sociale care este interesată în special de, cum să vă spun eu, de transformarea a tot și a toate în bani, există și un segment social de oameni de cultură, de adevărată cultură, și sunt acei oameni de artă care trăiesc într-o umbră, în mod voit, pentru că nu veți vedea, și sunt foarte puțini actori, foarte, foarte puțini artiști plastici care apar în prim plan și care sunt promovați în mass media, pentru că ei, așa cum sunt ei modești în modestia lor și în traiul lor retras, ei sunt de fapt sarea și piperul acestui popor. Exista acea galerie de artă care dea prilejul oamenilor să învețe cu adevărat ceea ce este frumos și cu adevărat autentic în artă. Ni s-a făcut promisiunea și sunt foarte direct, chiar de către domnul primar actual. Băieți, nu vă fie teamă, vom reda galeria de artă artei. Și am observat, spre stupefacția mea, pe semne că nu stătea neapărat în puterea domniei sale să hotărască singur, pentru că
jurist fiind, știu care este eșafodajul de date care să conducă la astfel de hotărâre. Pe semne că nimeni nu a fost interesat la nivel de Consiliul Local al Municipiului Târgoviște să zică hai să redăm galeria de artă, galerie de artă, nu unui partid politic. Și din păcate politica este înainte de orice valoare socială și din punctul meu de vedere este o non-valoare socială politica, pentru că dacă ar fi făcută la nivelul politicii interbelice sau a politicii României înainte de Marea Unire să o iau foarte clar, atunci, într-adevăr, poporul acesta ar avea prilejul ca prin oameni politici autentici să înainteze și să dea o șansă culturii române adevărate. Ce aș recomanda eu oamenilor? Extraordinar de simplu. Să meargă, să vadă că în jurul lor toate lucrurile duc la ideea unității. Noi nu suntem diferiți. M-a izbit zilele acestea, chestia aceasta. Deschid televizorul și văd oameni politici. Nu mă pot abține să nu vorbesc urât la adresa lor, recunosc lucrul acesta. Pentru că dau seama că totul este o minciună. Dar brusc am realizat prin meditație că ei, ca și mine, facem parte dintr-un tot. Facem parte din acest întreg dat de Dumnezeu. Noi suntem un tot. Și atunci, oamenilor, tuturor oamenilor, mi-am asumat răspunderea de a fi învățător de aici încolo. Câtă viață, câți ani îmi vor fi dăruiți de Dumnezeu de aici încolo. Am zis că nu voi ezita, chiar și la judecătorie, în pauzele dintre dosar. Nu voi ezita să le vorbesc cu oamenilor de unitate. Și atunci, în ideea aceasta a unității, dacă vor realiza cât de unitar trebuie să suntem în realitate înaintea lui Dumnezeu, vom învăța să ne respectăm unii pe alții. Vom învăța să respectăm de la firul de iarbă, de la cea mai umilă furnică, până la tot ce înseamnă natură, dacă vom realiza unitatea între noi și natură, că toți suntem unul, vom învăța să respectăm tot ce ne înconjoară, să ne respectăm pe noi înșine și să respectăm tot ce ne înconjoară. Și numai din acest simțământ al unității vor porni cu adevărat valorile lăsate de Dumnezeu să se dezvolte, să înflorească în sufletul omului, să conducă la acel progres adevărat care în primul rând trebuie să fie spiritual. Și acel progres spiritual pe care omul îl va înțelege numai în ideea unității, va duce la creșterea lui, va duce la creștere la nivel global. Este lucru pe care mi-l voi asuma eu personal, să-i învăț pe oameni că fac parte dintr-o unitate. Ce înseamnă pictura pentru Valentin Iordănescu? Înseamnă, în primul rând, o comuniune cu natura. Eu așa o consider. Vii într-o stare de pace extraordinară, îți permite să ai o stare de spirit extraordinară în care, practic, ești tu și subiectul. Nimic altceva. Totul se reduce la culoare, totul se reduce la aer, la mișcarea foarte, foarte subtilă a luminii, la schimbarea luminii și la, dacă vreți, gustul și mirosul ierbii, gustul și mirosul aerului. Tot ce te înconjoară are gust și culoare. Microbul ăsta îți dă o boală plăcută. Microbul ăsta îți permite să te bucuri de tot ce te înconjoară. Aici e toată problema. Pentru că e foarte simplu să treci nepăsător pe lângă frumos, uitând cu desăvârșire că noi suntem una cu ceea ce vedem în jurul nostru.